Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Înainte de începutul postului mare, al Paștilor sau al Părisimilor, cum este cunoscut, Biserica ne-a pus înainte icoana dreptei judecăți pe care o va face Dumnezeu. Vorbim despre această judecată. Este alături de mine Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria și locțitorul Episcopiei Dacei Felix. Preasfinția voastră, sărutăm dreapta, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet! Ne v-am regăsit! Le spuneam, dragilor telespectatori, că vorbim despre dreapta judecată. Sigur că întâlnim chiar în calendar înfricoșătoarea judecată. Și aș vrea să vorbim despre această judecată pe care o va face Dumnezeu, gândindu-ne că prin această înfricoșătoare judecată sau prin această dreaptă judecată pe care o face Dumnezeu, se termină domnia timpului și începe veșnicia. Foarte frumos a spus Sfinția voastră și într-adevăr așa este, pentru că, iată, postul mare după perioada de pregătire a primelor săptămâni începe, propriu-zis, prin Duminica Înfricoșătoare Judecăți și el vrea să ne introducă într-o altă lume, într-o lume de pregătire pentru a întâmpina așa cum se cuvine și pentru a înțelege mai mult învierea Domnului, care a schimbat esențial din temelie ființa omenească sau, puteți să spunem, ființarea omului aici pe acest pământ și îl așează în cadrele unei aprecieri mai corecte în ceea ce îl privește pe el însuși, pe om, relația cu ceilalți oameni, cu confrații săi, cu aproapele, în mijlocul cărora trăiește și, bineînțeles, relația cu Dumnezeu, practic ne scoate din logica obișnuită a viețuirii cotidiene și ne așează în logica lui Dumnezeu, care este înainte de toate drept judecător și stăpân al întregului univers, așadar și stăpân al oamenilor, care vrea să îl aprecieze și să-l răsplătească pe fiecare om după socoteala cea dreaptă a lui, după o dreaptă judecată, acordându-i fiecăruia potrivit faptelor pe care le săvârșește în lumea aceasta și, în primul rând, bineînțeles că este vorba și despre faptele de milostenie sau de o relație corectă și sănătoasă între oameni. Să ne aducem aminte că în această duminică a înfricoșătoarei judecăți sau duminica lăsatului sec de brânză, iată că ni se pun înainte anumite cazuri în care Hristos se identifică cu mai multe categorii de oameni și în funcție de raportarea noastră la acești oameni, el hotărăște și anunță că la sfârșitul veacurilor, practic fiecare dintre ei își va primi răsplata cea cuvenită și care îl așează pentru veșnicie într-o altă poziție înaintea lui Dumnezeu. Și să ne aducem aminte despre ce este vorba, Mântuitorul prima dată îi cheamă la el pe cei care, bineînțeles, vor moșteni împărăția cerurilor, pentru că flămând am fost și m-ați hrănit în temniță și ați cercetat, bolnav am fost și ați venit la mine. Iată câteva dintre situațiile atât de frecvent întâlnite în viața noastră cotidiană și în care oamenii se raportează la ceilalți poate nu așa cum s-ar cădea sau nu așa cum ar trebui, astfel încât să se așeze un echilibru foarte sănătos în ceea ce privește relațiile interumane și să nu intre în joc acest egoism care, din păcate, ne tentează atât de mult astăzi și care cred că a fost o constantă a existenței și a firii omenești a oamenilor din totdeauna. Și lucrul care este cel mai important în toată această pericopă evanghelică, în toată această descriere, în toată această stare de lucruri pe care, în care ne așează Mântuitorul în această duminică în pregătirea pentru ceea ce înseamnă postul mare, este faptul că Iisus Hristos se identifică cu fiecare om. Adică atunci când am ajutat pe cineva care s-a găsit într-o situație existențială dificilă și care cu siguranță suferă, deci noi, dacă l-am ajutat pe el, este ca și când l-am fi ajutat pe Hristos. Iar pe de altă parte, faptul că Hristos se identifică cu omul în momentele lui cele mai delicate și cele mai dificile este dătător de mare nădejde și pentru oamenii din ziua de astăzi, pentru că cu toții știm și ne aducem aminte din viețile noastre că atunci când ne-a fost greu, am simțit că suntem părăsiți și nu am știut cum să depășim acest moment și aveam nevoie de o mână de ajutor, de un sprijin care să ne vină din partea cuiva. Ori iată, Mântuitorul ne spune prin această pericopă evanghelică că în momentele când v-a fost cel mai greu, totuși nu erați singuri
ci eu eram împreună cu voi, astfel încât putem să zicem că în aceste momente omul nu este singur și Dumnezeu este împreună cu el. Prefericitul Părinte Patriar Daniel spune foarte frumos, criteriul judecății este iubirea milostivă, exact ce ne-ați spus Preasfinția voastră acum. Preasfinție Părinte, însă această judecată este numită înfricoșătoare și sigur că poate noi am rămas cu imaginea aceea inchiziției, când îl vedem pe Dumnezeu asemenea unui inchizitor care vine să ne judece. Deci dacă ne uităm cu atenție la acest pasaj scripturistic, Evanghelia după Matei, capitolul 25, Mântuitorul spune acolo că el este unul dintre cei prea mici. Adică și în momentul acesta al judecății Dumnezeu se smerește. Întrucât ați făcut celor prea mici, mie mi-ați făcut. Deci este unul dintre cei mici. Este unul dintre cei mici, dar nu trebuie totuși să uităm și un alt aspect care ne aduce pe fiecare dintre noi cu picioarele pe pământ și ne pune într-o raportare reală față de cel de lângă noi și să ne gândim la ce înseamnă un tribunal sau la o judecată în sine, în care omul ajunge într-o situație neplăcută a vieții când fie a săvârșit o faptă reprobabilă și atunci societatea însăși vrea să îl izoleze de ea și bineînțeles că îl aduce oarecum fără voia lui înaintea judecății, fie când avem de împărțit între noi anumite lucruri și aceasta este probabil situația care se întâmplă cel mai des și de fiecare dată prezența noastră în fața unui judecător este însoțită de o stare de nesiguranță, de o stare de teamă, de o altă raportare, pentru că ne dăm seama că în lumea aceasta nu suntem nici stăpâni universului, nici cei mai mari, suntem niște simpli oameni cu limitele noastre care putem să greșim și care suntem aduși de împrejurări și de ceilalți în fața unei situații în care trebuie să se stabilească, să se hotărească ce se va întâmpla cu noi. Și atunci această raportare a omului în fața celuilalt, bineînțeles că este însoțită de o îngrijorare, de o teamă și bineînțeles că și acest cadru mai general al tribunalului este de așa natură încât încearcă să se promoveze ideea aceasta a faptului că atunci nu mai ești tu stăpânul tău și în fața unui stăpân care poate să decide la un moment dat și asupra vieții tale de dreptul de viață sau de moarte, bineînțeles în situații cutremurătoare în care cineva ajunge un pericol pentru societate, atunci acest om ajunge să se teamă. Ce ați remarcat și ați promovat foarte frumos Sfinția voastră este faptul că, iată, Hristos și în fața judecății ține partea celui mai sărman, ține partea celui necăjit. El s-a identificat în timpul vieții cu cei mai sărmani care aveau nevoie de ajutorul nostru, ori noi n-am știut să-l vedem și n-am fost în stare să acordăm acest ajutor. Acesta este unul dintre aspectele pentru care judecata este înfricoșătoare, că nu ne așteptam să-l vedem pe Hristos identificându-se cu cel de lângă noi și cu cel în suferință. Dar aici, vedeți, aici este o altă situație, pentru că în timpul vieții și în perioada acestei lumi, Hristos se identifică cu cei în suferință și îl ajută pe om, iar noi putem să ne raportăm corect sau nu, prin iubire milostivă și înțelegere și dragoste față de acest semen al nostru aflat în suferință, sau prin indiferență să ne gândim și la pilda bogatului nemilostiv, care și-a trăit viața așa cum i-a plăcut și așa cum a dorit, neobservându-l toată viața sa pe acel sărman de la poarta sa care aștepta în tăcere și cu multă răbdare să primească măcar și câteva fermituri care se cadă de la masă stăpânului. Și raportarea aceasta, să spunem, autosuficientă, raportarea aceasta a unui om care poate să-și permită orice, care poate să facă în viața asta doar ceea ce îi place, bineînțeles că ne așează într-un raport de superioritate, un raport fals față de aproapele nostru, pentru că nu suntem noi nici stăpânilor, nici cei mai mari din viața aceasta și cu toții vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Iar el, dacă în timpul vieții se identifică cu cei mai mici, vine totuși și momentul acesta al judecății și cred că face în primul rând referire acest început al postului și la sfârșitul vieții noastre, pentru că orice zi din viața aceasta poate să fie ultima și după aceea să ne înfățișăm înaintea dreptului judecător, când acolo el cu adevărat va analiza în mod obiectiv cum am știut noi să ne înțelegem menirea și rostul în această lume și să ne raportăm la aproapele nostru, iar el ca un adevărat stăpân și cel mai mare dintre toți va acorda dreptatea divină absolută. Adică îi va hotărâ fiecăruia ceea ce merită,
Dar aici este taina și înțelesul mai special și aducător de mângâiere. Am putea să spunem că totuși această judecată nu o face doar Dumnezeu în calitate de stăpân absolut al Universului și al vieții întregi, ci am putea să zicem că noi suntem proprii noștri judecători. Pentru că am fost în stare să ne înțelegem rostul și să ne raportăm corect și am procedat cu fapte de milostenie și cu înțelegere și cu dragoste. Să știți, de multe ori și o vorbă bună și un zâmbet pe care îl acorzi aproapelui tău și faptul că știi să îl asculți fără să-l judeci, fără să-l bârfești după aceea, ci îl asculți și el simte că are un suport sufletesc, chiar dacă nu ai făcut pentru el mare lucru din punct de vedere material, ci contează enorm. Și aceasta ne așează într-o altă relație cu aproapele nostru și, bineînțeles, cu Dumnezeu. Iar dreapta judecată ne o facem noi în funcție de cât de înțelepți am fost, cât de mult am putut să vedem care a fost menirea și rostul nostru aici pe pământ, raportat la Dumnezeu, raportat la lume, raportat la lucrurile care ne înconjoară și la aproapele și am știut să-i facem acestuia bine și să facem fapte de milostenie sau ne-am comportat cu el în mod egoist și superior, cu superioritatea aceasta care ne atrage după aceea, bineînțeles, ca și în cazul bogatului nemilostiv, care și-a primit cele bune în viața sa și acolo fiind egoist, fiind izolat, neinteresat de aproape său, nu poate să trăiască în bucuria aceasta desăvârșită și deplină a comuniunii lui Dumnezeu, căci Dumnezeu pentru aceasta a făcut lumea și atunci, bineînțeles, că se retrage prin hotărârea dumnezească spre partea celui care face doar rău în lumea asta, a celui rău în suferința egoismului și în izolare. Tocmai de aceea este importantă această duminică a judecății, este important postul și este important încă o dată și având în vedere tema noastră, o cugetare asupra noastră înșine, asupra existenței și a înțelegerii fiecăruia dintre noi cine sunt eu, cum am venit în această lume, ce așteaptă Dumnezeu de la mine, ce așteaptă aproapele meu de la mine și să mă pot raporta în această logică dumnezească care se jertfește pentru oameni, care se identifică cu oamenii în situațiile cele mai smerite și cele mai dificile, tocmai pentru a-i ajuta pe toți și a le întinde mână dumnezească de ajutor și care vrea ca în lumea aceasta logica lumii să nu fie logica obișnuită, nu logica societății de consum și a concurenței dusă la extrem, în care fiecare dintre oamenii aceștia dorește să își asume, să-și adune cât mai multe bogății, să câștige un loc cât mai înalt în societate, profitând de munca și poate de lucrurile celuilalt, și o logică aceasta a comuniunii, în care Dumnezeu a vrut din temelie să schimbe lumea și să îl așeze. Iar perioada postului Paștelui ne oferă fiecare dintre noi perspectiva și posibilitatea de a vedea lucrurile și altfel, de a ne angaja pe această cale care ne schimbă relația noastră personală cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos sau de a rămâne în logica aceasta cotidiană și obișnuită a lumii. Spuneați spre Sfinția voastră că un gest cât de mic făcut celuilalt, păi este cel mai important, pentru că uitați, Sfântul Ioan Gură de Aur, uitându-se la textul acesta al pasajului scripturistic pe care l-am amintit, spune așa că Mântuitorul n-a zis bolnav am fost și nu m-ați vindecat, ci nu m-ați cercetat. Adică o simplă cercetare până la urmă. Sunt lucruri și gesturi atât de mici pe care le putem face celorlalți. Însă trebuie să le spunem dragilor noștri telespectatori de ce biserica a pus înainte această înfricoșătoare judecată la începutul postului, pentru că biserica de fapt vrea să ne responsabilizeze și să ne atragă atenția cum folosim libertatea noastră cât suntem viețuitori în lumea aceasta. Exact. În concluzie, ceea ce am încercat să spun și eu în mai multe cuvinte și aducând exemple din diferite părți, Sfinția voastră a sintetizat-o foarte frumos în această expresie. Dumnezeu încearcă să ne responsabilizeze și biserica noastră de asemenea despre felul cum folosim noi timpul și ocaziile pe care le avem în viața noastră, aceasta noastră, pentru a păși pe această cale. Vorbim despre judecată, despre parusie. Nu facem din aceasta o teologie a terorismului, pentru că sunt atâtea voci care vin să denatureze, de fapt, învățătura scripturistică. Să-i sperie pe oameni, și să-i sperie. Bineînțeles, uitați-vă dumneavoastră ce înseamnă să îi ții în teroare pe anumiți oameni. Și... Dar, din păcate, vedeți, aceasta este una dintre logicile lumii și ale societății, oricare ar fi fost ea, chiar și societatea democratică în care trăim cu toții, are și ea limitele ei. Și, din păcate, unul dintre principiile acestei lumi este și acesta a le diviza
pe ceilalți sau lumea în care treci pentru a putea să o stăpânești și, bineînțeles, a încercat să profiți la maximum de ea. Și iar în lumea în care trăim, din păcate, care, bineînțeles, niciodată nu va putea să fie dreaptă până la capăt, doar în împărăția cerurilor, acolo lucrurile vor funcționa după logica și, bineînțeles, după binecuvântarea lui Dumnezeu, care va aduce mulțumire tuturor și o funcționare normală și sănătoasă, așa cum și-ar dori fiecare om. Dar, din păcate, în lumea aceasta, oamenii nemulțumiți de anumite pricini sau lăsându-se abătuți de o anumit gen de educație și urmărindu-și doar propriile porniri și instincte și scopurile pe care le au în lumea aceasta, nu ezită de multe ori să folosească și violența sau să se raporteze la celălalt într-un mod cutremurător. Biserica nu vrea să-i sperie pe oameni, biserica vrea să aducă în această lume perspectiva aceasta a libertății. Adică, vedeți, la sfârșitul judecății, Mântuitorul doar constată, deși în timpul vieții, prin glasul celor necăjiți, ne cheamă pe toți la mai multă dragoste, la mai multă înțelegere, la întrajutorare reciprocă, dar nu ne obligă și nu ne forțează. Spre sfârșit vine, bineînțeles, dreapta răsplată sau dreapta judecată și atunci fiecare dintre noi vom primi ceea ce am știut să cultivăm sau să facem în viața aceasta și lucrul acesta totuși este destul de greu. Pentru că în situația dată și un om ajuns în fața judecății nu mai prea are ce să facă și va trebui să se supună deciziei sau hotărârii pe care o primește. La fel și la sfârșitul vieții, când ne vom înfățișa cu toate ale noastre adunate în sufletul nostru ca într-un potir mare, un potir sfințit, purtând această pecete dumnezeiască a omului de atunci, de când a fost zămislit și, bineînțeles, adunând în acest cuprins al sufletului nostru toate faptele noastre, ne vom înfățișa și vom primi și noi din partea dreptului judecător răspunsul și, bineînțeles, hotărârea căreia nu vom putea să nu ne supunem. Și aceasta cred că va fi, să spunem, încercarea cea mai grea pentru orice om și aceasta este măestria sau arta bisericii, să încerce să-l lumineze pe om că în viața aceasta nu contează numai banii, funcțiile, numai lupta aceasta, cât de dură sau de plăcută ar putea să le pară unora de a ajunge la anumite obiective, ci trebuie să încercăm să ne responsabilizăm și să ne raportăm altfel la toate lucrurile, la cel de lângă noi și la Dumnezeu. Preasfinția voastră, spunem despre judecată că ea este înfricoșătoare și pentru că diavolii își cer drepturile. Și mă gândesc acum la pilda bogatului căruia îi rodise țarina și care aduna pentru sine în chip egoist și glasul lui Dumnezeu care îi spune: nebune, într-o această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și sigur că Sfinții Părinții, acum l-aș cita pe Sfântul Teofilact al Bulgarii, spunea că diavolii sunt aceștia care cer sufletul. Deci vedeți că și ea este înfricoșătoare din această perspectivă. Totuși aș vrea să vă întreb, Preasfinția voastră, cum putem înțelege judecata astăzi când oamenii nu mai acceptă imaginea iadului cu cazanele de smoală decât ca pe o alegorie? Trebuie să înțelegem prin imaginea societății contemporane, pentru că, vedeți, deși lumea de astăzi pare să fie mult mai puțin credincioasă, pare să fie mult mai evoluată, mult mai dezvoltată din punct de vedere științific și crede că a găsit explicații la orice și că poate să înțeleagă lucrurile din lumea aceasta rupt total sau independent de Dumnezeu, totuși societatea aceasta nu este nici mai justă, nu este nici foarte echilibrată, nu este nici foarte corectă și, din păcate, ceea ce vedem în mass media cotidiană reprezintă pulsiuni sau, să spunem, în manifestări ale omului în forma sa cea mai pură și care de multe ori arată în ea adunată foarte multe dezordine, foarte multă lăcomie, că ați adus înainte și pilda aceasta cu bogatul căruia i-a rodit țarina și care voia, gândindu-se în mod egoist doar la el, să aibă și mai multe, și aduce alte manifestări din acestea negative. Și doar din imaginea lumii de astăzi este destul să ne uităm la un simplu program de știri și, din păcate, astăzi mass media de multe ori se simte probabil tentată a accentua doar acest punct de vedere și ne cutremurăm. Și deci putem să ne dăm seama că această atât de blamată imagine a bisericii din epoca medievală, care este depășită, care vrea să-i sperie pe oameni cu imaginea iadului, ea de fapt nu a pus niciodată accentul doar pe iad. Vedeți că este duminica aceasta a înfricoșătoare judecăți, dar sunt atâtea pilde
Duminica Sfântului Grigorie Palama, Duminica Luminii, cum poate omul să ajungă să perceapă nu doar lumina care vine de la soare și care încălzește pământul și plantele și face atâtea frumuseți în lumea asta, ci și lumina care vine de la Dumnezeu și care, pătrunzând în sufletul omului cu dragostea, cu blândețea, cu delicatețea harului lui Dumnezeu, îl luminează pe om să-l vadă pe Dumnezeu. Deci despre atâtea alte lucruri frumoase sau pilde de întoarcere. Să ne gândim la pilda Sfintei Maria Egipteanca, care și-a trăit viața săraca în prima parte a ei, așa după cum a dorit și după cum a putut, după educația pe care a primit-o și mai ales după tentațiile lumii în care ea a crescut până la o anumită vârstă și care, iată, i-a oferit din această lume niște rezultate cutremurătoare. Întâlnirea ei cu Sfânta Cruce și cu un eveniment de bucurie, pentru că biserica aceasta încearcă să îl promoveze. Corecta și sănătoasă raportarea oamenilor între ei și lucrurile pozitive care aduc în sufletele tuturor multă bucurie. Întâlnirea Sfintei Mariei Egipteanca cu aceste mulțimi nenumărate care puteau intra să se bucure, să sărbătorească învierea Domnului pe când ei era interzisă pentru că a trăit o viață după cum îi plăcea și după cum astăzi lumea de multe ori o așează ca pe țelul cel mai înalt al vieții ei, iată că i-a adus un, să spunem, un moment de răscruce și o schimbare totală a vieții. Ea însăși și-a judecat pe sine însăși și, bineînțeles, prin blândețea și delicatețea și bunătatea Maicii Domnului, care a ajutat-o să-și înțeleagă felul de viață necurat și nesănătos pe care îl ducea și și-a schimbat total viața și, bineînțeles, că multa nevoință în pustie, unde a renunțat la toate, nu doar la mâncărurile și mesele îmbelșugate, nu doar la plăcerile trupului din lumea aceasta, ci a simțit că rostul omului în această viață este să se despătimească, să se curățească și să se unească cu Dumnezeu. Deci a schimbat radical viața și a fugit, deși nu i-a fost ușor în prima parte a vieții, în pustiurile cele mai adânci ale Egiptului pentru a-L găsi acolo pe Dumnezeu. Și asta, să știți că și lumea de astăzi, deși de multe ori blamează biserica și încearcă să o spună cât este de depășită, cât este de medievală, pentru cel care ajunge să-L descopere pe Hristos, va simți că rostul vieții sale acolo este și nu va mai lua aminte la aceste imagini care acuză biserica de abordări depășite medievale, ci va înțelege că biserica încearcă să-L ajute pe om să se cunoască mai bine, să se înțeleagă, să se raporteze altfel la toate, să se judece pe sine însuși dacă felul său de viață a fost sănătos, bun și normal și pentru societate și pentru sine însuși și dacă nu există și un alt fel de viață. Și tocmai de aceea biserica este foarte pozitivă și cu ajutorul lui Dumnezeu încărcată cu puterea Harului în așa fel încât poate să îl scoată pe om din această perspectivă și să îl așeze în mod luminat și pașnic pe această cale a vieții cele veșnice. Ca Sfinția voastră, este judecata divină o consolare atunci când răul nu e pedepsit pe pământ? Cu siguranță. E bine să gândim, lasă, că îl bate sau o bate Dumnezeu? Nu în sensul acesta, dar cu siguranță este și o consolare pentru oameni să ne gândim la un moment important din Apocalipsă, unde sufletele dreptilor, care au pătimit mult pentru Hristos în lumea aceasta și pentru Dumnezeu și care și-au acceptat de bună voie suferința și pătimirea, așteaptă și acolo dreapta judecată și răsplătire, pentru că în lumea aceasta vedem și la nivelul omului necredincios că își de multe ori suferă atât de mult și vrea răzbunare. Răzbunarea în lumea de astăzi este ceva la ordinea zilei, cotidian, nu este sănătos, dar face parte și ea din constituția cea mai profundă și cea mai delicată a ființei umane. Și așezarea lucrurilor în dreapta lor socoteală și rânduială, bineînțeles după bunătatea și după logica lui Dumnezeu, este importantă. Și în sensul acesta, cei care au avut de suferit și de pătimit, să ne gândim iarăși la o pildă pe care am mai menționat-o în discuția noastră cu acest sărac abandonat acolo, Lazar, de la porțile bogatului nemilostiv, care nu se știe nici numele, iată, și el a suferit mult în viața aceasta, dar dincolo Dumnezeu i-a dăruit hrana sufletească și nu doar acea plăpândă și săracă hrană trupească după care însetat de mult și l-a așezat în sânul lui Avram. Deci omul are nevoie și de o abordare corectă și, bineînțeles, de o recompensare, am putea să spunem, a lipsurilor pe care le-a avut în viața aceasta, a greutăților și a încercărilor prin care a avut de trecut și, în sensul acesta, bineînțeles că dreapta judecată așează lumea întreagă și sufletele oamenilor într-o altă logică, într-o logică normală, în logica lui Dumnezeu, în care și oamenii se vor încadra
cu bucurie și de voie bună când îl vor înțelege pe Dumnezeu mai bine și nu așa cum încearcă să ni-l transmită lumea de astăzi, oricât de învățată ar fi ea sau cum consideră că este. Trebuie să înțelegem drept lucrurile și pentru că am vorbit despre înfricoșătoarea judecată și așa cum spuneam, poate că oamenii nu vor să amintească de ea, totuși vorbim despre o linie dreaptă și vedeți, este exact așa ca în viață. Un copil de la liceu așteaptă să ajungă la examen ca să devină student și mă gândesc la sutele, poate miile de elevi de liceu care se pregătesc pentru medicină și care fac niște eforturi deosebite și ei așteaptă acest examen pentru că își doresc să fie studenți. La fel și judecata este un examen la care suntem puși, iar noi spunem aștept învierea morților în simbolul de credință. Bineînțeles, așa cum am spus, așteptăm aceasta cu nădejde ca niște creștini ce suntem, dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne-am vrâncit să ajungem în fiecare an atunci când ajungem la acest moment al începutului postului și bineînțeles care ne oferă perspectiva aceasta așteptării cu nădejde a Mântuitorului și a recompensei pe care o primesc. Elevii și bineînțeles toți studenții și toți cei care ajung la un examen știu că este o etapă importantă din viața lor, știu că trebuie să treacă prin asta și că dacă vor trece cu succes se vor bucura foarte mult atât ei cât și părinții lor. Așa și noi, bineînțeles, ni se deschide un nou examen înainte, am putea să spunem, acesta al postului Sfintelor Pași sau al dreptei și corectei raportări a noastră în lumea aceasta. Sigur vor fi și greșeli pe care le vom face fiecare dintre noi, sigur vor fi și neputințe, sigur vor fi și străduințe. Din partea noastră să ne gândim că la sfârșitul acestui examen, care poate să fie în fiecare zi, poate să fie sfârșitul postului, ne așteaptă această recompensă extraordinară a bucuriei Sfintei Învieri, care ne aduce încă o mare mângâiere, pentru că trebuie să ne gândim că atunci când omul trăiește în lumea aceasta, el totdeauna trăiește și sub acest imperiu al trecerii timpului și al morții, care finalizează toate. Însă atunci când omul este credincios, știe că și după acest moment al morții, când nu este final, că după el ne așteaptă un examen pe care dacă îl trecem cu bine, prin dragostea și darul lui Dumnezeu ne vom bucura de viața cea veșnică, nu doar de slujba Sfintei Învieri. Mă gândesc la un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare care spune că judecata și a noastră, bineînțeles, dar mă gândesc la judecata lui Dumnezeu, judecată milostivă și milostenie judicioasă. Și așa s-ar împăca faptul că Dumnezeu este bun, dar și drept. Preasfinția voastră, foarte scurt, un cuvânt de învățătură pentru dragii noștri telespectatori. Cum trebuie să trăim viața având în vedere perspectiva unei judecăți după moarte? Trebuie să ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim la vorba aceasta românească care spune ce ție nu-ți place, altuia nu îi face, trebuie să încercăm să ne raportăm la cel de lângă noi ca și cum ne-am raportat la noi înșine. Și ceea ce vrem pentru noi înșine de mai bun, aceea să ne dorim și pentru aproapele nostru, să răbdăm încercările care ne vin și cu nădejde în bunul Dumnezeu să petrecem calea aceasta a postului celui mare și viața noastră aici pe pământ cu nădejdea că Dumnezeu ne va ajuta să-L descoperim cu toate darurile și nevoințele sale și să ne pregătim și pentru darul pe care Dumnezeu îl dorește celor care cred și își pun nădejdea în El. Vă mulțumim foarte mult, Preasfinția voastră, că ați venit la Cuvânt pentru Suflet, că ne-ați vorbit despre judecată și așa cum spuneam, judecată milostivă și milostenie judicioasă de la Sfântul Vasile cel Mare. Citire. Vă mulțumesc încă o dată, sărutăm dreapta. Cu multă plăcere. Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dau întâlnire tot aici, la Trinitas TV, la Cuvânt pentru Suflet, în ediția de luni. Pe curând!